Bună ziua, dragi prieteni, oriunde v-ați afla, bună ziua invitaților noștri. Începem acum cea de-a patra masă rotundă a maratonului nostru al drepturilor omului. Avem o temă foarte importantă, foarte sensibilă și pe care în același timp vrem să o putem lămuri cu ajutorul unor oameni foarte implicați, foarte angajați și care știu mai bine decât noi despre ce vorbesc în legătură cu această temă. Vrem să vorbim astăzi în Maratonul Drepturilor Omului despre drepturile minorității rome. Știm bine cât de mult se confruntă această minoritate cu prejudecățile, cu discriminarea, cu recunoașterea socială, cu dificultățile de integrare socială, de participare la decizia publică și la tot ce înseamnă activități egale în societate. Și tocmai de aceea ni s-a părut foarte oportun să discutăm acest subiect și să o facem având alături oameni care sunt angajați în ceea ce fac, care sunt angajați în activitatea comunității și care au o experiență bogată și pertinentă în legătură cu acest subiect. Mă bucur așadar să îi am alături pentru început pe Gelu Duminică, pe Cezara David, Laura Greta Marin, pe Soca Ciștvan și pe Boris Velimirovici. Bun găsit tuturor, vă mulțumesc că v-ați făcut timp și că v-ați oprit care de pe unde sunteți, că știu că domnul Velimirovici este într-o mașină, Istvan și-a improvizat un mini-studio undeva în Secuime și așa mai departe. Deci cu atât mai mult le sunt recunoscători și le mulțumesc încă o dată că sunt aici. Aș începe cu Gelu, care are o experiență foarte, foarte bogată și de trăitor în comunitate și de teoretician, de sociolog, de cercetător. Am avut privilegiul de a sta de vorbă în mai multe rânduri cu Gelu, de a-l auzi vorbind public, de a-i urmări unele dintre cercetări și dintre intervenții. Și aș vrea să-l întreb de la bun început, care sunt în acest moment cele mai importante provocări cu care se confruntă comunitatea romă din România în privința drepturilor și libertăților politice și sociale? Mulțumesc tare mult, Ciprian, de invitație, dar o întrebare naibii de complexă. Da, pentru că aici trebuie să vorbim despre drepturile specifice sau drepturi în general. Da, în primul rând trebuie să nu uităm că toată nebunia asta de discriminarea romilor în cazul nostru are o situație specifică, și anume faptul că romii au fost sclavi. Și că peste tot în societățile umane unde a existat această stare de servitute, foștii sclavi sunt victime ale acelorași tipuri de prejudecăți. Adică nu neapărat o chestiune specifică, ci mai degrabă o chestiune care ține de statutul social, da, pe care 500 de ani oamenii ăștia l-au avut. Și aici intervine a doua chestie, că tot am pomenit chestia de 500, cea mai lungă sclavie de pe fața Pământului atestată documentar. 500 de ani. Evrei 400 în Biblie, da? Și afroamericanii vreo 250. Adică dacă să ne gândim cât de mult au schimbat comportamentele și de o parte și de alta, da, și în partea romă și în partea la romă cei 500 de ani, o să înțelegem de ce și în momentul de față, la 150 de ani, de 170 aproape de la dezrobire, da, situația nu este cu foarte mult schimbată. Adică dacă e să ne uităm din nou la ceea ce oamenii, liderii romilor, au cerut în prima scrisoare publică adresată autorităților statului, respectiv în 1919, declarația de la Ibașvală, uite, de la voi de Mardeal, Dumbrăveni, între Media și Sibiu. Da, și oamenii atunci erau 5 lucruri. 1. Să nu mai fie numiți țigani. 2. Să fie cetățeni. 3. Dreptul social. 4. Educație în limba română. Da? 5. Pământ. Da, adică drepturi economice. Dacă e să ne uităm după 100 și ceva de ani, tot pe acolo suntem. Adică cam aceleași solicitări. Da, pentru că de fapt în situația romilor avem de-a face de foarte multe ori cu ceea ce teoria numește putere. La puterea neromilor a decide ce e mai important pentru romi. Și de a-i trata ca țigani. Aia care sunt mai degrabă străini de țara în care sunt încă de la început primele primelor entități statale.
acum, care sunt drepturile la care noi încă lucrăm, nu mai le-am menționat. Tocmai le-am menționat. De la drepturi, de la identitate și autodenumire. E clar cum se numesc oamenii ăștia din totdeauna, da, și sunt scrieri din secolul XVII și tu știi foarte bine, Ciprian, și eu știu la fel, da, care spun foarte clar că oamenii ăștia în trei se numesc romi. Da, așa spunea și Cogălnicianu în 1834. Da, de la acolo până la drepturile sociale despre care noi tot vorbim în momentul de față. Acum, eu aș introduce un pic chestia asta și n-aș vorbi foarte mult despre drepturile sociale. Dar pentru că din punctul meu de vedere nu sunt niște drepturi specifice. Pentru că mai sunt și alte categorii în România care cer drepturi sociale, care cer drepturi economice și așa mai departe. Și aș vorbi de ceea ce consider a fi zona specifică, dar necesară romilor, respectiv reconcilierea istorică. Dar toată nebunia asta, că dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură, lucruri da, care este foarte adânc rădăcinată în societatea românească. Cu alte cuvinte, o stigmatizare prin definiție a romilor. Dar și aici cred că din punctul meu de vedere, e ca singura chestie specifică. Sigur, mai există zone în care romii, ca victime ale marginalizării, excluziunii, sunt suprareprezentați, însă nu e o chestiune specifică. Însă stigma asta de țigan e specifică. Dar stigma care a fost indusă, care a fost creată, care a fost dezvoltată de neromi în relație cu romii. Pentru că dacă e să ne aducem așa în minte, și vă rog să consultați definiția termenului de rom / țigan din Dicționarul Semnificativ al Limbii Române din 2009, o să vedeți că acolo cei doi termeni sunt considerați sinonimi și că rom-țigan era definit ca, definiția 3, epitet acordat unei persoane brunete, dar Boris, voi fi de-al meu, dar, că nici nu ești blond, ești albă. Da? Așa. Este tot în termen sușire. Și cea de-a patra era de persoane culturele. Ceea ce înseamnă că însușirea romilor / țiganilor este că sunt persoane cu apucăturele. Asta a fost până în 2009. Adică din 1939, anul de grație, când Scribana a făcut dicționarul eugenist în care a băgat niște definiții de durea capul, da? Până în 2009 noi am avut definițiile astea. Ei, și atunci întrebarea este, cum facem noi, cum să acordăm drepturi cuiva, da, și respect identitar cuiva pe care noi a priori îl considerăm ca fiind inferior și fiind anomic? Înțelegeți? Adică singura chestie specifică pe care eu o văd, da, este imaginea și imagologia romilor în spațiul românesc. Da, imagine și imagologie generată de 500 de ani de sclavie, dar care chiar și la 170 de ani de sclavie, da, este tot acolo. Aia e singura chestie specifică și de acolo pornesc toate. Pentru că în momentul în care eu îl consider leneș, da, fumător, risipitor, cum zicea Scrimbar în 39, da, logică nu-i dau loc de muncă. În momentul în care consider, da, degrabă vărsătoriu de ură, cum zicea tot Scribana în dicționarul din 39, da, logică consider mai degrabă infractor. În momentul în care consider că are muzica în sânge, cum zicea același Scribana în 39, are plecare spre muzică, logică îi neg munca și spun că de fapt abilitățile lui artistice sunt niște chestii născute, care din punctul meu de vedere tot o formă de rasism este. În momentul în care negi, da, capacitatea omului de a munci, munca omului, eforturile lui, și spui, stai bă puțin, că de fapt la tine totul e mult mai simplu. Da, nu e muncă. Eu muncesc ca să fiu ceea ce sunt. Tu ai în sânge, bă băiatule, chestia asta. Așa e la tine. Da? E, din punctul meu de vedere, e tot un rasism, soft rasism, dacă se numește în literatura de specialitate. Adică eu cred că în momentul de față noi trebuie să ne uităm dacă romii sunt cu adevărat cetățeni, da, reali, egali în spațiul românesc. Și o să vedeți că nu sunt. O să vedeți că tot ceea ce spuneau străbunii noștri în 1919 este încă de actualitate. Și acum întrebarea, de ce nu sunt considerați cetățeni?
Pentru că, uite, rasismul ăsta este de peste tot și că cele mai urâte minorități în spațiu românesc, în momentul de față, conform sondajelor, sunt homosexuali pe locul 1, români pe locul 2. Și că singurele dezbateri din Parlamentul României privind situația romilor a fost doar pe o singură temă, dacă se numim rom sau țigani. Au fost vreo 5 inițiative pe sensul ăsta. Mai mult decât atât, de teamă de a nu fi considerați țigani, am schimbat inclusiv acronimul țării. Dacă vă aduceți aminte, în 1990 aveam acronimul țării, era R-O-M, rom, da? De la Rumenia, engleză, da? După primul val de migrație din 92, da, România au schimbat acronimul în ROU, da? Rumanii, după franceză, da? Pentru că a zis, bă, să nu fim toată noi considerați țigani, noi suntem o țară de țigani. De fapt, minoritatea asta română n-a fost asumată niciodată ca parte a minorității, a statului național român. Cu toate că românii noștri s-au cerut în punctul 1 în declarația de la Iași-Bacău să fim considerați cetățeni egali. Da? Bă, n-au fost. Și nu sunt nici acum. Da? De aici pornește. Pornesc toată. Restul sunt efecte. Da, faptul că ai oameni în stare de pauperitate mai mare, faptul că da, accesul la educație de calitate e mai mic, faptul că ai ghetouri, faptul că ai segregare, faptul că da, accesul în spațiile publice, toate lucrurile astea sunt efecte ale imaginii, brandingului pe care noi ca societate l-am pus în minorități naționale. Da? Acum și cu asta închei. Ar trebui să ne gândim, și ca să vă dau un exemplu așa, termenul de jidan. Da? Până de curând era peorativul termenului de evreu, până de curând în dicționarul explicativ al limbii române era considerat familiar. Adică ori îți spun ție, dau un exemplu, ești da, Ciprian, îți spun drăguțule, dar ori îți spun jidane, era cam același lucru pentru cei care da, că studiau denotatele din limba română, ceea ce e aberant. A se înțelege, da, romii și evreii au fost considerate minoritățile balast. Da? Da. Și tot ce înseamnă prejudecată, stigmă, etichetare, foarte prezente în definiție. În schimb, o minoritate cu o forță puternică politică, respectiv minoritatea maghiară, da, a reușit să scoată, să nu fie niciodată în dicționar un termen extrem de peorativ pentru ei, respectiv bozgor. Mă, știm că există în limba română, nu-i de acum, da? Nu există în dicționar. Da? Și asta arată ceva. Cât de importantă este uneori forța politică, da? Deci, da, coagularea reprezentării pentru a combate stigmatizările. Da? Pentru a reuși să contrabalansezi ura care ți este dată de majoritate. Nu, e o discuție lungă pe care sper să putem avea mai încolo, însă ne-ai zis 7 minute și cred că deja am folosit 8. Nu e niciun fel de problemă. Mulțumesc, da, face bine acest rapel istoric și cred că avem nevoie să știm de unde pleacă acest deficit uriaș de cetățenie cu care ne confruntăm și care nu este tratat, nu este abordat în niciun fel în acest moment. Și m-aș îndrepta către doamna Cezara David să o întreb, domnia sa lucrează la Centrul de Resurse Juridice, cum se vede povestea asta din punct de vedere juridic și din punctul de vedere al unei organizații care lucrează cu drepturile cetățenilor și mai ales cu dreptul minorității rome într-un spațiu care are competențe în zona juridică. Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumesc de invitație. Am văzut că m-ați trecut membru în Consiliul Director Mozaic, ceea ce și sunt, dar aici sunt în calitate de coordonator de program antidiscriminare din partea CRJ-ul, Centrul de Resurse Juridice, și am avut și privilegiul de a lucra 11 ani de zile la Romani Cris, o organizație romă de drepturile omului. Și formarea mea, cred că din totdeauna a fost de această abordare de dreptul omului și de acces la drepturi în principal. La CRJ, programul pe care îl coordonez, se ocupă exact de acest lucru, de acces la justiție și de la dreptul de nediscriminare și la alte drepturi pentru diverse grupuri vulnerabile la discriminare sau la stigmatizare. Și evident, inclusiv minoritatea romă, care, din păcate,
este tot timpul în top în ceea ce înseamnă încălcarea de drepturi în România. Că mă întrebați de ce înseamnă acces la drepturi din perspectiva noastră și ce țin la mine de aici de 7 ani de zile din această poziție, ar trebui să mă refer în primul rând în domeniile în care lucrăm noi, dar eu aș folosi un alt cuvânt decât cele care sunt în denumirea panelului nostru sau în ce s-a spus mai devreme, complet de acord cu multe care s-au menționat deja, dar eu aș folosi cuvântul rasism și rasism anti-rom, care da, s-a creat istoric, dar care se menține în continuare și care duce la această disbalanță de, sau lipsă de balanță de putere. Și de asemenea aș mai duce partea de soluții înspre statul român și înspre români, înspre neromi, mai degrabă decât înspre romi. Noi ne confruntăm des cu situații de, în general, de încălcare a dreptului la locuire, de evacuări forțate. Nu putem să preluăm foarte multe, din păcate. Nu mai sunt organizații rome care au această capacitate. Foarte des cu discurs de ură, la fel de des cu infracțiuni motivate de ură împotriva persoanelor rome. Dar din nou, nu putem să preluăm multe cazuri, e mult mai ușor cu partea de discriminare, oricât de poate suna cinic, dar sunt mai multe variante. Și în partea de educație, încă de când am venit la CRJ, am descoperit, pentru că noi facem constant și analize de manuale, de curriculă școlară, de formarea cadrelor didactice, inclusiv de formare de diverse categorii profesionale, și am descoperit ceea ce știam, de fapt n-am descoperit. Am descoperit că încă nu se face niciun fel de formare în ceea ce înseamnă vulnerabilitate, în ceea ce înseamnă istoria romilor în România și ceea ce înseamnă un acces la drepturi echitabil. Pentru că ceea ce spunea Geru mai devreme, e vorba de partea de reconciliere istorică și în discriminare este partea de măsuri afirmative, de a veni cu acele măsuri care să aducă cât de cât minoritățile la același punct de plecare cu majoritatea. Avem, dacă mă gândesc numai la segregare școlară, de la un prim ordin care a fost din 2006 și care ar fi trebuit aparent în 4 ani de zile să rezolve principalele sau majoritatea cazurilor de segregare școlară, descoperim că suntem nu doar în același punct, dar după studiile pe care le-a făcut FRAU, Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale, că din contră a crescut nivelul de segregare școlară în România, inclusiv în școli, așa numitele școli speciale, care sunt pentru copii cu disabilități intelectuale sau psihosociale și care nu pot fi în școlarizarea de masă. Repet, din experiența mea, principalele probleme sunt rasismul antirom, care nu se va, atât timp cât nu o să-l avem în educarea și în educația formală și informală, dar în primul rând pus în tot ce înseamnă formare de categorii profesionale. Noi avem des training-uri cu avocați, procurori, judecători, psihologi, asistenți sociali, profesori, mai puțin în ultimul timp. Și întotdeauna discuțiile despre drepturile minorității rome sau despre romi duc la concluzii halucinante, concluzii care țin de nazism, de fascism din punctul lor și în mod sigur de neaplicarea legii, deoarece nu consideră pe romi, nu-i consideră pe romi persoane cu drepturi depline sau persoane. Un ultim punct ar fi partea de intersecționalitate. Din nou, munca noastră în ultimii ani, pentru că am abordat proiectele din perspectiva aceasta de intersecționalitate, persoane cu disabilități rome, persoane LGBT rome, femei rome, din nou o stigmă care în cazul femeilor rome e diferită, inclusiv în discursul de ură față de bărbații romi, de exemplu. Din nou, bărbații romi și e o stigmă diferită de cea a femeilor rome. Și partea de intersecționalitate e cu atât mai dificilă. Din nou, nu aș ști cum să o apuc din moment ce nu reușim să rezolvăm un lucru simplu. Suntem toți cetățenii acestei țări și ar trebui să ne bucurăm toți de aceleași drepturi. Iar pentru cei care nu le au și care le încălcăm istoric de când au fost atestați pe teritoriul acestei țări, când nu era o țară numită România, dacă nu o să conștientizăm că trebuie să facem ceva, este o problemă majoră, ne încălcăm atât etica profesională, cât și partea de umanitate.
Mulțumesc! Suntem într-o situație nu foarte veselă și ceea ce observ și eu foarte adesea, am scris și eu mult despre asta și reacțiile au fost mereu vehemente, este această reacție aproape viscerală a opiniei publice atunci când vine vorba de comunitatea rom și cumva am și eu această convingere citind și auzind oamenii că există ceva intim în rasismul nostru și când spun intim nu este, nu o spun într-un sens să judec, ci e ceva care face parte din noi, care ne este atașată, e aproape de simțul comun. Da, așa cum spunem că atunci când e frig trebuie să ne îmbrăcăm mai gros, aproape acolo suntem. Suntem foarte, e foarte aproape de reflexele noastre cele mai elementare. Iar asta cu siguranță că pune mari dificultăți în înțelegerea a ceea ce ar trebui să însemne drepturi pentru comunitatea romă. M-aș îndrepta, da, vă rog. Doar atât voiam să spun legat de ce ați zis dumneavoastră. De ce nu ajungem să ne contestăm dacă noi considerăm că e ceva intim și cumva că face parte din definiția românului tradițional? De ce nu ne-o contestăm? De ce după atâția ani de zile nu ne-o contestăm? De ce nu ne este contestată când lucrăm undeva? De ce nu ne este contestată de când mergem la școală sau la grădiniță? Asta e o întrebare pentru nerom. Pentru că mă gândesc că suntem bine așa cum suntem, adică ne convine de noi înșine. Dar m-aș îndrepta, dacă îmi dați voie, către Boris Velimirović, care ne așteaptă stoic într-o mașină. Boris este realizatorul emisiunilor despre minorități la televiziunea română și are o experiență în lucrul cu comunitățile minoritare, cu comunitățile în general diferite din România și aș vrea să-l întreb cum se vede dinspre un om de presă dialogul sau înțelegerea acestor provocări pe care le întâmpină comunitatea romă din România. Vă salut pe toți, mulțumesc pentru invitație, este extraordinar pentru mine că particip la această dezbatere. Într-adevăr, presa este unul dintre factorii importanți în toată povestea aceasta, pentru că unul dintre rolurile pe care le are este aceea de creator de opinie. În momentul de față, din păcate, comunitatea romă, de care răspund în cadrul televiziunii române, eu sunt printre altele producător al secției alte minorități care răspunde de 18 minorități, mai puțin de maghiară și germană, care au redacții separate și mai puțin important în acest context, dar aș vrea să menționez, sunt și membru în Consiliul de Administrație al SRTV, al Televiziunii Române Publice, din partea grupului parlamentar al minorităților naționale. Este o onoare pentru mine acest fapt, însă întrebarea, și aș vrea să mă refer aici din punct de vedere al jurnalistului la această problematică. Televiziunea publică este singura instituție care, de media, care are programe dedicate minorităților și printre acestea, evident, și a comunității rome, care este una dintre cele mai importante, eu zic cea mai importantă comunitate din punct de vedere numeric din România. Mai există la o televiziune privată o emisiune dedicată comunității rome, care este finanțată de Partida Romilor, dar aceasta nu putem considera neapărat o emisiune care, să zic așa, acoperă tot ce trebuie acoperit. Eu cred că întreaga mass media trebuie să aibă mai multă atenție față de comunitatea romă. Și aici aș intra un pic în subiect, în sensul că comunitatea romă este una dintre cele mai expuse mediatic comunități din punct de vedere expusă negativ.
pentru că de fiecare dată este o comunitate care atunci când are probleme, când anumite persoane, elemente din această comunitate săvârșesc fapte mai ilegale, care au probleme cu legea, atunci de fiecare dată mass media nu uită să menționeze apartenența etnică a individului care a produs o fără de lege. Ceea ce înseamnă că cumva etichetăm întreaga comunitate, numai că aș vrea să vin aici și în apărarea Breslei un pic. Nu e bine nici să dăm toată vina pe presă, pentru că din punct de vedere jurnalistic trebuie să avem o anumită înțelegere, pentru că presa nu este nimic altceva decât oglinda societății în care trăim. Jurnaliștii creează, ne pun în fața noastră o oglindă și, din păcate, de multe ori nu ne place ce vedem în ea, dar este oglinda societății în care trăim. Este societatea o societate pe care am creat-o noi și în care trăim și care le vom lăsa copiilor noștri. Prin urmare, noi suntem cei care cerem anumite subiecte, cerem presei să creeze anumite conținuturi, pentru că, dincolo de faptul, televiziunea publică, evident, televiziunea publică este finanțată din banii contribuabililor și ea are anumite politici editoriale, dar televiziunea privată se finanțează ca orice altă afacere, ca orice alt SRL. Are nevoie de audiență, are nevoie de vizibilitate și atunci trebuie să ofere, nu neapărat că trebuie, dar există și evident și un cod deontologic care trebuie respectat și poate o să discutăm și un pic de acesta, dar în principiu în presă vom găsi foarte mult scandal, foarte multe subiecte care, deși nu au o greutate prin ele însele, nu aduc în dezbatere o anumită temă foarte importantă, ele există doar pentru că sunt subiecte de audiență și sunt subiecte care creează anumite stări în societate, în segmentul publicului pe care îl țintește respectiva publicație, respectivul site, televiziune sau instituție media. Așa cum ziceam, comunitatea romă este una dintre cele mai expuse în această zonă. Vedem de multe ori atacuri asupra comunității, vedem pe stadioane foarte multe scandaluri împotriva romilor care se reflectă imediat în presă. De asemenea, vedem foarte multe lucruri care nu țin neapărat de etnie, dar care se atribuie anumitor etnici. Și aici nu mă refer doar la romi. Unii dintre avem de asemenea și maghiari. Discutam despre comunitatea maghiară care și ea este expusă în media. Am avut publicații care atacau sau care creau subiecte legate de această comunitate. Ținem minte că la un moment dat exista în presă anumită dezbatere despre românii care merg în zone locuite în majoritate de maghiari și sunt tratat și nu sunt serviți în magazine și s-au creat fel de fel de discuții pe aceste subiecte. Avem și subiecte de sezon. Când se apropie campania electorală, vedem în presă foarte multe subiecte de atacuri la adresa etnicilor. În fiecare vară avem vizita lui Orban la Tuşna, la școala de vară de la Tuşna, și toți suntem cu ochii pe acest eveniment și începem să dezbatem și
avem problemele de la Valea Uzului. Deci problema etnică în România încă nu este rezolvată, iar presa, din păcate, o parte din presă nu înțelege care este menirea ei și uneori toarnă gaz pe foc inutil. Evident că există și acel cod deontologic. Numai că acum trăim într-o societate informațională extrem de puternică. Sunt foarte mulți oameni care creează conținut pe rețelele de socializare. Sunt foarte mulți oameni care se erigează în jurnaliști, deși ei nu sunt jurnaliști, pentru că un jurnalist, înainte de toate, este acela care respectă un cod deontologic al meseriei sale, meserie de jurnalist. Oamenii care postează în social media, unul din canalele informaționale care devine din ce în ce mai puternic și uneori chiar mai puternic decât mass media tradițională, oamenii aceia nu sunt neapărat jurnaliști, ei nu respectă nimic. Ei aleargă după like-uri, după share-uri, după audiență, iar prin postările lor instigă la ură și folosesc un limbaj al urii. Ce am încercat eu, trebuie să vă recunosc, atunci când am preluat, când am ajuns la TVR și m-am angajat la secția alte minorități, am constatat că foarte, foarte mulți oameni, foarte mulți jurnaliști nu prea cunoșteau cam acest subiect al minorităților și respectării drepturilor omului foarte bine. Chiar jurnaliști fiind în cadrul instituției publice și chiar lucrând la o redacție de minorități. Și am decis, preluând conducerea acestei redacții, că e nevoie să existe anumite cursuri de specializare pentru jurnaliști. Împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice, am început să organizez astfel de cursuri, atât pentru jurnaliștii din TVR, dar care ne dorim să fie deschiși și pentru toți colegii noștri din presă. Pentru că este un domeniu pe care se pare că îl ignorăm și din ignoranța noastră creăm anumite subiecte și aducem în dezbatere anumite subiecte incorrect din punct de vedere jurnalistic, pentru că nu cunoaștem problematica. La noi, problematica minorităților naționale și a drepturilor omului este doar undeva acolo, la un mod declarativ, știm că există, dar nu știm despre ce e vorba, nu știm cu ce se mănâncă. Și o folosim de multe, chiar publicații și televiziuni mari fac greșeli de comunicare și de prezentare a anumitor subiecte foarte mari, creând și în loc să detensioneze și să aducă argumente, din contră, inflamează și mai mult spiritele. Iar dincolo de toate acestea, eu cred că un jurnalist, evident, trebuie să fie obiectiv, trebuie să fie imparțial, dar pentru că să poți să fii și obiectiv și imparțial, trebuie să cunoști foarte bine domeniul în care activezi. Și cum ziceam la început, niciuna dintre instituțiile media private nu au oameni, jurnaliști specializați care să cunoască problematica minorităților naționale așa cum ar trebui și evident a comunității rome. Eu cred că m-am lungit poate mai mult decât trebuia. Probabil nu pot să mai intervin. Pentru că ne-ați prezentat o chestiune pe care foarte puțină lume o cunoaște și care ține de felul în care media românească și mai ales televiziunile, evident, sunt capabile sau mai degrabă nu sunt capabile să discute în mod pertinent și în mod just despre ce înseamnă astăzi minoritățile de orice fel din România. Și asta face ca de multe ori orice informație să devină spectacol sau să devină știre mondenă. M-aș duce acum, pentru că ați pomenit și de maghiari și de romi, m-aș duce către maghiarul nostru de serviciu, către Socaș Cistuan, care, ca să fie cu adevărat maghiar, s-a dus în Secuime și ne vorbește din Secuime. Așa.
Îi mulțumesc că a făcut efortul să fie aici. István lucrează de foarte multă vreme în comunitatea de rom de la Patarât și a lăsat o parte din viață în Patarât și continuă să lucreze acolo. Este în același timp activist civic în Cluj. Aseară am participat împreună la un eveniment al comunității. Am făcut un fel de târg de Crăciun alternativ. Îi mulțumesc încă o dată că este aici. István, cum vezi tu toate aceste provocări despre care ai auzit de la Gelu, de la Cezara și de la Boris? Ok, salutare, mulțumesc, e onoare că pot fi aici. Aș vrea să recapitulez câteva idei. Odată, eu sunt din Miercurea Ciuc și în calitate de, am 55 de ani, deci am crescut sub Ceaușescu. Părinții mei sunt educatori, amândoi, ca care toată ziua numai despre cum ni se iau școlile, cum ni se stârpește cultura. Deci am mâncat destul de vremuri destul de grele. Dar unde aș vrea să ajung este capacitatea de negociere. Este un prim punct. Și aici cred că diferim foarte tare de comunitatea romă, noi maghiarii sau secuii sau ungurii transilvani, și din mai multe motive. Odată există și contextul istoric, nu am fost parte din Imperiul Austro-Ungar, am cam cotropit românii 9000 de ani în mare. Plus, chiar și după ce s-a dus Imperiul, totuși ne-au rămas niște biserici sănătoase care aveau super proprietăți și care ne-a asigurat o bază pentru negocieri. După aia, când l-am împușcat pe Ceaușescu cu brio, a venit perioada ONG-urilor, Soros a pompat o grămadă de bani prin care am putut să ne creștem oameni educați care s-au înfipt și care au putut să lucreze, de exemplu, a scoate cuvântul Bosbor din dicționar și alte asemenea. No, pe lângă asta mai este și mitologia și automitologia maghiarului, mai ales în Ardeal, care este mai serios, teoretic, care e mai pasional, teoretic, și orice între. No, dar pentru mine ce este important în discuția asta vis-a-vis de capacitatea negociere este prin ce vehicule se instanțiază capacitatea de negociere. La nivel național, noi avem UDMR-ul, parlamentari, etc. Dar, în general, la nivel național se face prin parlamentari și prin miniștri, secretari de stat. La care capitol comunitatea romă stă mult mai prost decât maghiarii, în mod evident, nici nu trebuie să aduc argumente. În schimb, dacă ne uităm pe partea cealaltă a ieșicuierului, în sate, mai ales în sate mici, și mai ales în acele sate unde resursele comunității sunt în proprietatea comunităților sau membrilor comunității rome și sunt mobilizate de aceste comunități, acolo au șanse super bune de negociere. Și ca atare, acum vreo 2 ani am vorbit cu un primar în Secuime care spunea că ei duc negocieri, efectiv negocieri micropolitice la nivelul satului de cum să conducă satul mai bine. Și de exemplu, am vorbit cu un primar care spunea că el furnizează servicii speciale pentru comunitatea romă. E un fel de, pe lângă bulibașă, un fel de bulibașa alb care la toartă cu bulibașa satului impune legea. Sau, de exemplu, primarul ăsta îmi povestea că încearcă să invită pe șefii comunității de acolo la negociere la biserică, pentru că la biserica catolică din Secuime, pentru că el acolo se simte mai în siguranță și are leverage, are poziție mai bună de negociere. Deci dacă la nivel național îi jale, la nivel de sate, în unele sate chiar funcționează. Și acum despre Cluj. Perspectiva Patarâtului, eu lucrez acolo de 11 ani. Și un pic preambul teoretic, dacă vreți, sau detur teoretic, regret. Statul în general, ceea ce face este furnizează niște servicii și exercită control. Controlul populației. Și atunci când vorbim de statul eșuat, atunci vorbim de servicii ioc, în schimb control cioc. Și asta mai ales în Patarât se vede. Servicii de educație, nimic. Servicii de locuire, catastrofă. Servicii de sănătate, nimic. În schimb, există policing. Adică când în când vin mascați și îi bat. Cam asta este. Și această stare extremă de zero servicii, în schimb control, asta este la ceea ce Agamben, filozoful, se referă ca bare living. Și el spune că acolo unde țesutul acestor servicii se rărește, oferite de stat, acest gol se cere un plus și problem, se creează o posibilitate ca actor non-stat să apare și să umple golul.
da, pe care statul a abandonat acest teritoriu. Și un exemplu bun este bătrânul Vereș, care era șef de companie salubritate la regretatul Vereș, bătrânul, la Patarât, și care odată în primăria Cluj-Napoca era numit regele Patarâtului. Pentru că el ce făcea? Odată asigura servicii de ocupare, de salubrizare, de siguranță și exercita control, chiar control politic. Deci el era, dacă vreți, un actor non-stat care a apărut și care umplea golul pentru că statul și-a luat mâna de pe Patarât, practic. Și atunci negocierile privind Patarâtul, primăria, făcea cu bătrânul Vereș. Bătrânul Vereș avea numărul lui Apostu, avea numărul lui Pop, oricând îi suna. Am o situație. Și mergea la vorbitor. Deci, iarăși, capacitatea de negociere nu e sigur că se face numai la nivel național. În sate se face într-un fel, în orașe se face într-un alt fel. În cheia asta de servicii, dacă vreți, un fel de stat alternativ. Așa cum, dacă ne uităm la perspective, vedem două lucruri. Odată că populația lucrătoare a României se va duce dracu, adică se duce pe zi ce trece dracu și o să ajungă undeva la 30% prin 2050 și deja romii ocupă mai bine de 20% de new entrants, de cei care intră nou pe piața muncii. Și asta va crea o presiune socială enormă și va ridica capacitatea de negociere a comunității rome like greu. Și predicția mea este doar așa că suntem în media, că o să apară televiziuni de manele dedicate, ceea ce acum manelele sunt exilate din televiziunile publice și așa că vai manele, vai manele. Nu, populația asta care o să fie super țapănă și o să fie cu mâna pe cheie, pe butoane, ce? Cu mâna la butoane, că va fi cu exact. Sigur, nu la butoane, la în alte, dar o să fie mulți, o să fie mega importanți din punct de vedere social și economic și lucrativ, etc. Și aia când o să vrem o televiziune de manele, o să li se dea televiziune de manele. Asta dar ca să le un frigor. No, cam așa văd situația, nici nu aș vrea să mă lungesc, vă rog. Mulțumesc. De altfel, s-ar putea ca până la urmă asta să fie șansa unei afirmări sociale a minorității, tocmai dezvoltarea organică a ei. O să revin la Gelu să-l întreb. Adică ea, o dezvoltare prin ea însăși, pentru că altfel dacă stă cu mâna întinsă, ca să zic așa, așteptând dinspre Parlament sau dinspre opinia publică să se întâmple lucrurile astea, e puțin probabil că se va întâmpla. Deci e posibil ca din resurse interne sau printr-un proces din acesta de dezvoltare economică și socială de durată medie lucrurile să se schimbe. Dar haideți să vedem, vreau să-i dau cuvântul acum Laurei Greta Marin, care lucrează și ea într-o organizație Catalyst de la Brașov și care are și ea experiența aceasta de teren foarte importantă. Să vedem care crede domnia sa că sunt provocările și situația actuală în subiectul care ne preocupă astăzi. Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt din organizația este în București, se numește Human Catalyst. Și aș continua puțin ceea ce au început colegii mei, pentru că am simțit provocată și aș vrea să aduc niște completări la, mai specific la ceea ce a spus Ișvan privind capacitatea de negociere, care depinde foarte mult de reprezentarea politică. Un lucru foarte dureros în rândul comunității rome, pentru că noi din 90 și până în prezent suntem reprezentați de o singură organizație politică de care nu suntem foarte mulțumiți și mulți dintre noi nici nu se consideră reprezentați de această organizație în Parlamentul României din 90 până în prezent. Iar în rest, tot ce am discutat până acum referitor la limitarea drepturilor civile, politice și specifice și de care doriți dumneavoastră ale romilor în România, cred că depind foarte mult de această capacitate. Iar din punctul meu de vedere și a mai multor persoane din rândul etniei noastre, considerăm că până când această capacitate și de reprezentare politică reală
da, de reprezentare a romilor pe plan politic în mod real nu se va întâmpla, mare lucru nu se va schimba după cum realitatea ne-o și arată. Referitor la ce spunea Boris, reprezentarea romilor în presă de această dată, aș vrea să vă povestesc ca să ne și amuzăm puțin fiind weekend. Prima mea experiență cu jurnaliștii români a fost când eram student în anul întâi la Iași și am fost invitată la cabina ProTV, cum era atunci, era amenajat un spațiu public în exterior, unde erau invitate diverse persoane în fiecare zi, în fiecare dimineață o altă persoană. Și am fost invitată la acea cabină ProTV pentru că eram studentă în paralel la drept și la psihologie, pe vremea când se dădea examen cu adevărat la facultăți și se intra foarte greu la aceste două facultăți. Iar elementul exotic era că eram de etnie romă și eram în același timp studentă la aceste două facultăți de prestigiu din Iași. M-am simțit oribil, deci experiența mea personală a fost oribilă, deși intenția, nu știu dacă a fost o intenție bună, aceea de a arăta modele sau a arăta că se poate sau de a prezenta ceva exotic, ia uite o maimuță care, sau un elefant care poate zbura. Nu știu nici acum care a fost intenția, dar pentru mine ca experiență nu m-am simțit deloc bine în acea postură. O altă experiență cu presa românească a fost când, în continuarea studenției mele prin anul 2-3, am lucrat și eu la Romani Cris, tocmai pe monitorizarea presei și monitorizarea drepturilor romilor. Iar din ce am văzut eu atunci și până în prezent, această latură s-a îmbunătățit cât de cât. Adică dacă era ceva comun să vezi în toate ziarele anunțuri de genul nu primim un gazdă de etnie romă sau închiriem exclus rom sau angajăm exclus rom, acum din ce în ce mai rar sau aproape deloc nu mai văd astfel de anunțuri. În schimb, da, menționarea etniei atunci când este vorba de ceva negativ, de infracțiuni mai ales, a rămas o practică în jurnalismul românesc. Ca și activitate personală de atunci de când am început în anii 90 din studenție și până în prezent, am lucrat cu diverse organizații, guverne, firme de asistență tehnică, iar în ultimii 10 ani am înființat acest ONG care se numește Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst, pentru că am văzut că anumite subiecte nu erau acoperite sau nu erau suficient acoperite de organizațiile care existau până la acel moment și am decis să facem noi acest lucru cu o organizație micuță și aflată la început. Pe vremea aceea, la anul facem 10 ani, dar am rămas încă la acel nivel de dezvoltare foarte, foarte mic, deși rezultatele noastre sunt disproporționale de mari în raport cu resursele pe care le-am avut la dispoziție. Și o să vă povestesc despre ceea ce am reușit să realizăm cu această organizație foarte pe scurt. Ce vreau să spun este că în prezent, în ceea ce privește subiectele pe care le-au dezvoltat deja colegii mei anterior sau antevorbitorii mei, văd în prezent o din ce în ce mai puțină preocupare pentru soarta romilor din România și în general din Europa, datorită contextului politico-social dat de războiul din Ucraina, mai specific de când avem problema refugiaților ucraineni, toți finanțatorii s-au orientat pe acest grup de beneficiari și evident toate organizațiile, inclusiv majoritatea organizațiilor care înainte luptau pentru drepturile romilor, au preluat această sarcină de a lucra sau de a realiza proiecte pentru refugiați, pentru că acolo sunt resursele. Deci, practic, în majoritatea
cazurilor de organizații neguvernamentale, inclusiv cele etnice, inclusiv ale romilor, există această tendință ca direcția să urmeze finanțarea. Adică dacă în anii 2000 era la modă sau în tendințe, să zicem, problematica romă și finanța, existau foarte multe linii de finanțare pentru rom, toate organizațiile, chiar și nerome, făceau proiecte pentru romi. Acum sunt finanțări foarte mari pentru refugiați ucraineni. Toate organizațiile sau majoritatea organizațiilor fug către finanțările de refugiați ucraineni și văd nu numai în plan politic sau în presă, cum zicea Boris anterior, o reprezentare scăzută a problematicii romilor, dar chiar și în rândul ONG-urilor care luptau pentru această cauză, o preocupare diminuată spre deloc. O prezență publică a subiectului romilor din ce în ce mai scăzută pe zi ce trece și pe măsură ce situația refugiaților ucrainieni ne acaparează din ce în ce mai mult, chiar finanțările sunt din ce în ce mai mari. Bun, acum ca să revenim la ce contribuții am avut cu organizația înființată acum 10 ani. Cred că de asta am și fost propusă de Andreea Leonte să fiu prezentă în această discuție. Este una dintre cele mai importante propuneri de politici publice pe care am făcut-o noi, și anume am propus noi să creăm un indice de ierarhizare a școlilor în funcție de nivelul de defavorizare. A fost considerată o propunere foarte bună la momentul 2016, atunci când am adus-o în spațiu public pentru prima dată. A fost și implementată de către guvernul tehnocrat, după care s-au perindat alte guverne care nu au considerat că mai este util să pună în practică acest sistem propus de noi. Și nu o să intru în detalii pentru că ar fi foarte mult de vorbit și mi-ar trebui un panel din asta de 3 ore doar să vă povestesc despre asta și nu vreau să vă încurc acum, dar pot să vă arăt și dacă vă interesează subiectul să vizualizați dumneavoastră. Nu știu dacă pot să fac print screen, n-am mai folosit niciodată această platformă. Da, dacă aveți undeva jos sharing sau prezent, da. De acolo. Doar ca să vă arăt website-ul și această hartă online în care poți să mergi pe orice județ și să vezi care sunt școlile cele mai defavorizate în funcție de acest indicator compozit, care se numește indicele de risc socioeducațional. Aici avem situația calculată la nivel de sistem educațional, adică pe toate școlile de masă din sistemul public de stat, din 2015 până în 2019, dar avem acum analize care merg până la 2021 și oricând pot fi actualizate și aduse la zi aceste analize. Aceasta a fost propunerea noastră în ultimii 2-3 ani. Din acest mod de calcul al nivelului de dezavantajare al unei școli, am putut noi la un moment dat să vedem și o situație de care probabil ați auzit, fenomenul Brăila, acea modalitate a școlilor de a opri copiii mai puțin buni la învățătură să se înscrie la evaluarea națională pentru a nu scădea media pe școală sau pe județ la nivel național.
A fost un subiect intens mediatizat și de data aceasta presa a fost de partea noastră și scriam zilele trecute în raport, am dat o căutare pe Google fenomenul Brăila și mi-a ieșit vreo 2 milioane de rezultate, din care cele mai multe sunt articole de presă pentru care noi nu am plătit niciodată sau nu am avut buget pentru presă sau comunicare cu mass media. Deci sunt subiecte care sunt încă de actualitate, sunt propuneri concrete de politici publice pe care încă le aducem pe masa politicienilor. De aceea Cătălin Teniță, echipa Reper, echipa USR, PNL-ul la un moment dat, PSD-ul mai puțin a fost interesat, dar PNL-ul, USR-ul și Reper clar au fost interesați, dar poate nu îndeajuns încât să adopte această politică, această propunere ca și politică publică de sine stătătoare, în sensul de a introduce în legea educației naționale sau o altă măsură legislativă care să stateze acest sistem de ierarhizare a școlilor și de distribuirea resurselor implicit. Da. Mulțumesc foarte mult, Laura. Mulțumesc, ne ajută mult și ne ajută să continuăm în direcția asta. Aș vrea să continui acum cu o întrebare pe care am primit-o de la Dorina Apostol pentru Gelu. Domnule Duminică, sunt învățătoare. În școala noastră există mulți copii de etnie romă, ai căror părinți nu și-au declarat etnia romă. De ce credeți că există această situație și ce discurs ar trebui să abordăm pentru a-i determina pe părinți să nu mai ezite să facă astfel de declarații? În societatea românească sunt foarte mulți care nu își declară identitatea. Da? Adică marea majoritatea românilor nu își declară identitatea. Conform studiilor, sunt aproximativ 1,5 milioane minim. Da? Eu personal cred că asta e cea mai bine fundamentată cifră din studii. La recensământ sunt în jur de 600.000. Deci undeva în jur de 900.000 sunt ceea ce noi numim romi invizibili. Acum, de ce nu se declară? Cu precădere din cauza temei pe care o experimentează că identitatea, identificarea în spațiu public a etniei romă aduce cu sine o tonă de stigme, traume, discriminări și așa mai departe, în general. Da, mai există și cazuri de, hai să zicem așa, confuzie identitară, dar ce sunt cei care sunt din comunități mixte? Da, adică din familii mixte, mama româncă, tatăl rom sau invers. Da, sau ce sunt cei care, uite, sunt a doua generație după familie mixtă. Adică părinții mei erau unul așa și unul așa, eu ce sunt? Da? Adică sunt tot felul de chestiuni. Însă prima dată, principalul motiv este frica de stigmatizare. Acum, ce putem noi să facem? Da? Adică noi trebuie să destigmatizăm cuvântul și să arătăm că diversitatea la nivelul școlii este respectată și promovată. Și vă dau exemple simple. De la, știți că multe școli au bine ați venit pe frontispiciu, adică când intri, asta e un semn de bine ai venit. Și de obicei e în limba română doar. Ar fi mișto să fie și în limbile minorităților naționale care sunt prezente în școala aia. Da, și să spui și mișto avilen în romanii, dacă există romi, să spui și în maghiară, să spui și în sârbă și ce Dumnezeu e în populația școlară din comunitate și din localitate. Da, 1. 2. Mi-aș dori, spre exemplu, ca pozele alea pe care le văd în foarte multe școli pe pereți. Știți că de obicei vedem poze pe pereți cu toți ăștia întâi stătătorii neamului, de la voievozi până la scriitori. Să nu fie doar bărbați, unu, în general sunt doar bărbați, da? Doi, să reprezinte și diversitatea etnică. Adică, băi, chiar sârbii ăștia, romii ăștia, ungurii ăștia, nu ar avea niciunul care să-i reprezinte acolo, care au contribuit la România? Adică nu-l avem decât pe Ștefan cel Mare pe care îl punem în poză în Ardeal? Poate ar fi și niște romi mișto în Ardeal care să merită o poză pe pereți, da? Până la chestiuni simple pe care eu le-am văzut și noi le-am promovat în școli, de genul colțul pozelor, unde încurajam toți copiii dintr-o clasă să aducă poze cu familiile lor, da? Și într-un colț din clasă toți aveau pozele acolo și explicau ce și cum.
Da? Adică sunt atât, contextele, copilul se naște bun, oameni buni. Și copilul nu știe să discrimineze ăla mic. Noi, adulții, venim și spunem, nu te juca acolo că e handicapat, nu te juca acolo că e țigan, nu te juca acolo că e ungur. Noi adulții spunem. Însă dacă noi învățăm altceva pe copii, respectiv dacă în tânărul ăla cu dizabilitate de fapt e un învingător, da, și un model de urmat, că dacă noi eram în papucii lui, s-ar putea să fi plâns cu vorbe. Și faptul că el e cu noi în sală arată că de fapt e un învingător și că muncește de 3 ori mai mult, valorizare, dar copilul are alte repere. Dar nu are doar reperul ăla de dacă nu stai cu minte vine țiganul și te fură. Are reperul de învingător, are reperul de copil care muncește foarte mult și atunci destigmatizezi, stimă de sine. Adică destigmatizarea nu poate să fie făcută decât cu stimă de sine, contrabalanță, dar cu valorizare. Din păcate, noi ne așteptăm ca oamenii aia care se ascund, da, să vină ei așa de la ei înșiși cu putere să zică, da, vă stați puțin, eu uite, mi-asum toate riscurile ca voi să-mi dați ură și eu spun că sunt de fapt rom. Da? Adică e puțin ciudat și e o anumită doză de superioritate, contextele se învață. Aș vrea să spun o chestie vis-a-vis de ceea ce spunea Ișvan mai devreme, da, și anume că există lideri ăștia politici la nivel local. Nu uitați că vătafii au existat dintotdeauna și din perioada sclaviei. Vătaful era cel care era împuternicit de deținător să-i stăpânească pe sălbatici. Da? Că de asta e vorba aia, țiganul când a ajuns împărat prima dată la omorât pătasul. Da? Toate au origine din partea aia. Pentru că de fapt mâna armată, forța, da, deținătorului nu era gagiu. Și era tot romul, un puternicit de gagiu care se transforma într-un fel sau altul în gagiu. Era ăla bun. Da? Mai târziu s-a numit țigan romanizat de la oficiile de românizare și colonizare din perioada celui de-al doilea război mondial. Da? Ăla bun, care de fapt credea că dacă stă la picioarele deținătorului, devine român, devine cetățean, devine și el respectat. Numai că ghiși ce, și el a tot sclavia. Da? Liderul din pata pe care îl menționa Ișvan, tot o cioară este pentru Boc și pentru restul. Credeți-mă, nu e cetățean egal. Da? Tot ăla nenorocit e. Da, care da, e susținut să stăpânească sălbatice de acolo. Da? Nu stau eu de vorbă cu toți sălbatice că murdăresc gurița și murdăresc pantofii. Bă, eu stau de vorbă cu unul. Asta e o altă chestie care ține de rasism. Noi romii trebuie să fim uniți. Băi, dar dacă fi voi uniți, bă, ce bine ar fi. Și eu întotdeauna râd și zic, bine mă că sunteți voi românii uniți, de nu mai puteți. Adică, știi, la voi se numește diversitate, democrație, da, adică, cum să spun, exponentul democrației, mă, că există mai multe voci, că există un dialog, uneori contundent între vocile de reprezentare politică, la noi o slăbiciune. Da? Adică mi se pare așa o mizerie și fariseism de multe ori, da? E standard dublu. Pe de cealaltă parte, trebuie să ne uităm un pic că reprezentarea asta politică nu o să vină de la sine. Pentru că, uite, tot Ișvan ne spunea modelul maghiar pe care eu l-am studiat, da? Modelul maghiar în România este bazat pe reprezentarea religioasă. Adică reprezentarea religioasă, bisericile au fost forța și încă sunt forța. Adică nu uitați că principala forță a UDMR-ului este, cum se numește, Uniunea Comunelor și Comitetelor. Deci e o structură care, cum se numește, Uniunea, aici v-am ajut. Știi la ce mă refer? E Uniunea care unional, da? Sunt toți lideri. Da. Scapă numele în momentul de față, am un lapsus. Da, care și acum sindicatul, spune sindicatul dacă vrei. Cum vrei, da? Da, care și acum este forța. Adică liderii UDMR politici, dar trebuie să primească votul acelui sindicat, uite, ca să mersim așa, ăla îi împuternicește, ăla îi face, ăla îi drege. Știți cine deține forța absolută acolo? Liderii religioși. Adică pastorii, da, sunt bine de tot. În toată literatura de specialitate vedem de fapt că forța politică a fost generată în momentul în care ai avut o forță, da, o reprezentare religioasă și o reprezentare civică foarte bună. Deci cele trei merg mână în mână. Nu poți să ai forță politică în momentul în care tu nu ai forță civică și nu ai forță religioasă.
că de asta noi stăm destul de prost cu reprezentarea politică în România. Pentru că noi încă la cele două lucrăm, la alea două, forța religioasă și forța civică. Da? Adică nu uitați că noi civic stăm destul de prost. Da? E, eu cred de asta sunt o societate civilă și de asta n-am acceptat niciodată, da, și sper din tot sufletul să nu accept vreodată, dar niciodată să nu spui niciodată, da, ofertele din zona politică. Pentru că eu cred că trebuie să întâlnim zona civică. El ne spunea că rolul societății civile e să contrabalanceze puterea statului fără a dori să ia locul. E, la noi forța civică de multe ori a dorit să ia locul statului. Și aici a fost o greșeală majoră. De asta am fost un critic major al guvernului Tăncălat. Da? Pentru că a făcut unele greșeli care au generat pe urmă o cauționare a mizeriilor făcute de forțele politice. Dar păi stai mă că ai voștri au făcut așa. Adică ce vreți acum? Noi să nu mai facem? Da? Da, când erau ei voștri tăceați, nu? Acum nu mai e bine. Da? Și de asta i-am criticat, pentru că eu cred în forță civică. Eu cred în principii, cred în cu totul și cu totul alte lucruri. Și ultimul punct care a fost adus, cred că tot în comentarii l-am văzut, dacă în momentul de față avem 2% tineri cu studii superioare, da, din provenind din comunitatea de rom, da, așa este. Depinde acum unde ne uităm, da, din punctul meu, dar și numai ce am terminat o evaluare pe chestia asta pe care o vom publica în curând. În 1992 erau 0,1% tineri cu studii superioare, conform raportului Țigani Intervizorare și Ignorare lui Zanfir Zanfir, Cătălin Zanfir în lângă Zanfir. În momentul de față, 2%. Deci dacă este să ne uităm doar la această cifră, zicem, mamă, o creștere de 2000%. Excelent. Însă dacă e să te uiți la clivaje și noi măsurăm sărăcia în clivaje, nu măsurăm mai așa, da? Ne uităm la clivaje, vedem că aceste clivaje între populația majoritară și populația minoritară au crescut de 4 ori în prezența măsurii afirmative. Pentru că în 1992 tu aveai 5,5 media națională cu studii superioare, în momentul de față ai peste 20%. Deci clivajul a ajuns de la 5 puncte procentuale, să zicem așa, la 20 de puncte procentuale în momentul de față. Ceea ce ne arată că de fapt nu s-a investit. Pentru că baza nu este în terțiar, da? Baza e de jos. În momentul în care tu ai o școală, uite cum e aia de la Patarât, de unde pleci bou și vivacă, cum se zice în românește, da? Unde nu știi să scrii și să citești în clasa 8-a, cu toate că tu ai fost în clasă. Până în clasa 8-a, chipurile confort catalogile ai fost la școală, da? În momentul ăla nu faci decât să-ți bagi joc de toate. Ceea ce noi trebuie să ne uităm este că accesul la educație și așa mai departe sunt drepturi cetățenești. Accesul la educație de calitate, dar e pentru toți copiii. Acolo nu trebuie să punem etnic ceea ce nu este etnic, da? Ci noi trebuie să ne batem ca toți copiii din toate mediile și așa mai departe să aibă acces la standardele alea de calitate pe care legea le conferă. Toți. Da? A, dacă e discriminat pentru că, acolo trebuie să intervină legislația de discriminare. Însă sunt două lucruri diferite. Accesul la educație, drept, da? Și discriminarea. Sunt două lucruri diferite. Ce faci în schimb în momentul în care ai suprareprezentare? Îți dai seama că de fapt nu e o problemă specifică, ci doar o suprareprezentare. Și atunci acolo trebuie să ai măsuri explicite, dar nu exclusive, cum zice Comisia Europeană. Adică trebuie să ai măsuri explicite pentru promovarea accesului de calitate, spre exemplu, și da, explicite și da, și dar trebuie să ai și măsuri exclusive, pardon, dar trebuie să ai și măsuri explicite pentru rom. Pentru că e chestia aia de, cum zicea, a zis Cezara, de interdisciplinaritate și transdisciplinaritate. Adică ai, da, intersecționalitate în discriminare. Dar acolo tu trebuie să adresezi. Marea problemă. Marea problemă. Rămâne mentalul. Da? Adică ce facem? Cum facem să schimbăm? Și aici partidele politice, formațiunile politice au rolul lor. Pentru că degeaba îmi declar mie că ești pro-rom, când dacă e să mă uit pe listele tale, da, nu văd pe nimeni pe genul ăsta. Degeaba declar tu că ești pro-femei, când dacă vrei să mă uit pe listele tale, nu e nimic de genul ăsta. Degeaba declar tu că ești pro-LGBTQI, când pe listele tale nu pui pe nimeni. Știți, e foarte simplu să clamezi principiu, dar să nu respecti. Adică eu mi-aș dori oamenii ăștia care promovează drepturile minorităților, în general, da, echitatea, bă, să înceapă cu ei însăși.
E precum copilul. Știți, copilul nu face ceea ce îi spune părintele, ci ce vede părintele. Nu vede de la părinte. Da? Adică degeaba îi spun eu copilului să nu să fie echidistant dacă eu în casă folosesc numai termenul de țigan, jidan și bozgor. Copilul o să folosească termenii aia. Da? Adică e același lucru. Eu sper din tot sufletul ca reprezentarea politică și formațiunile astea care susțin reprezentarea politică a minorităților, da? Ca la următoarele alegeri să văd pe listă, uite așa, un LGBTQI, da? Pe listă, asumat, pe listă. Și atunci o să zic că și asumă cu adevărat. Până atunci, I'm tired. Mulțumesc foarte mult, Gelu. M-aș întoarce către Boris să-l întreb așa. Istvan, vrei să zici tu ceva? Da, te rog, scuze. Da, să zic că prima dată, Boris, nu mă pune și pe mine pe listă. Așa. Bine. Da, bine, te pun. Pe Boris aș vrea să-l întreb dacă putem să mergem spre media, dacă comunitățile și oamenii care sunt activi pot să meargă spre media pentru a produce un efect de asta de amplificare a sensibilității la unele dintre aceste probleme și propuneri. Mă gândesc la propunerea lui Gelu cu scrierea în școală în toate limbile bun venit sau succes dragi elevi sau ceva de felul acesta. Adică iată, Istvan știe ce bătălie a fost pe plăcuțele de la Cluj, nu? Până să se recunoască câți maghiari avem și erau totdeauna 19% în loc de 20% ca să nu pună punar și apoi boc plăcuțe. Dar cred că deciziile acestea, microdeciziile acestea pot începe să schimbe câteva lucruri, nu? Boris, cum se vede asta dinspre media? Da. Acum eu cred că noi ca români, ca națiune, nu știu cum să zic, nu facem o distinție justă și corectă în privința minorităților naționale. În sensul că noi îi considerăm străini, nu îi considerăm parte a poporului, a națiunii, a României. Populului țării, da. Da, ei sunt ceva altceva, nu sunt ca noi, ei sunt romi, ei sunt jidani, ei sunt unguri, evrei, în toate felurile le spunem, sârbi. Mă rog, comunitățile astea mai mici, ele nu sunt chiar atât de expuse cât acele de care știm. Marea majoritate a comunităților din cel sunt în România, trăiesc 20 de minorități recunoscute de către statul român. O cifră interesantă, că de curând a fost 1 decembrie și sărbătorim Marea Unire, este interesant că vorbeam și de cifre, aproape 30% din populația României la Marea Unire era de altă etnie decât etnia română. Și au fost foarte multe festivități acum de 1 decembrie, dar foarte puțin, aproape deloc, nu am auzit vorbindu-se despre contribuția minorităților la România Mare. Și ea este una foarte importantă, contribuția minorităților. Asta vorbește foarte mult despre noi ca societate. Într-adevăr, statul român finanțează aceste comunități. Însă, și foarte mulți zic, da, dar ei primesc bani de la statul român și ce drepturi mai vor? Că le dăm bani. Dar nu este totul în bani. Adică ei ne văd pe noi minoritari, pentru că eu zic pe noi pentru că și eu sunt minoritar, eu sunt sârb. Voi vă dăm bani, dansați, gătiți și ne distrați. Nu văd de fapt că noi, cei care aparținem unei alte etnii decât cea majoritară, avem la rândul nostru nevoi, probleme care nu țin doar de dansurile populare și de gastronomie. Avem probleme de infrastructură, avem probleme de vorbeam de educație și aici de fapt voiam să ajung. De curând, la emisiunea pe care o realizez împreună cu Teodora Drăgoi la TVR, la InfoEtnic, am vorbit despre un caz de la o școală întâmplat la o școală din Vâlcea. Poate că Gelu știe sau mai multe detalii. Vorbești de care, nu? Da, în care părinții erau sfătuiți să nu-și înscrie copiii
la școala la care ar fi trebuit să fie arondați, ci să se ducă la o școală mult mai departe de zona lor, pentru că aia era școala pentru romi. Și lucrul acesta, pe mine m-a frapat lucrul acesta, pentru că lucrul acesta se întâmpla de ani de zile, până ce niște părinți au zis, stai, pune-mi piciorul în prag, stop. Și au luat atitudine în acest sens și atunci a izbucnit tot acest scandal. Sunt multe lucruri care se întâmplă pentru că nu luăm noi ca minoritate, pentru că și noi aici avem o vină, că nu luăm atitudine, ne e frică să luăm atitudine. Eu, de când am început să mă ocup de respectarea de domeniul acesta, de drepturile minorităților și a drepturilor omului, privind în spate în trecutul meu, mi-am dat seama că de multe ori am fost discriminat pe criteriu etnic, dar eu nu-mi dădeam seama. Romii din România, nu, pur și simplu, mulți dintre ei nici măcar nu-și dau seama că sunt discriminați și discreditați și segregați. Și ei pur și simplu cred că e o normalitate ce li se întâmplă. Există o mare falie între romi ca și comunitate și noi ceilalți. Noi cumva i-am împins departe de noi, noi îi izolăm, îi ghettoizăm, romii din România sunt ghettoizați. Nu ne place, nu ne place acest termen, dar așa sunt. Și îi facem să trăiască în comunități fără apă, fără căldură, fără utilități, ca în evul mediu. Dar avem pretenția de la ei, nu le oferim școli, nu le oferim acces la sănătate, dar avem pretenția de la ei să fie civilizați, să se comporte, nu știu, ca un oameni cu studii superioare, ca oameni care nu pot să ofer nimic. Zice Boris, da, de ce nu la 77, Partidul Comunist Român a avut o lege care se numea strategia de integrare forțată a țiganilor nomazi. Vă pun la dispoziție dacă vreți oricând. Printre altele, zicea cam așa, că unde erau și nomazii în momentul ăla trebuia să se așeze, erau obligați să nu mai aveau voie să călătorească. Ce s-a întâmplat? Spre exemplu, la Cluj, dau un exemplu, nu luați alt interam, da? Era șatra mea și a lui Boris, era acolo, dar noi nu mai aveam voie să plecăm din Cluj. În același timp, unde puteam să ne așezăm? Nu puteam în vatră, că Clujul era ocupat, da? Și ne duceam la mama dracu într-o margine de Cluj. În marginea de Cluj, primarul era obligat să ne țină, că nu avea voie să ne trimită, dacă și așa mai departe, că legea îi spunea că trebuie să-l țină acolo. Însă, ce însemna să-l țină? Ăsta stătea pe un teren viran a nimănui și a făcut și el niște boși de uce, da, niște căsuțe, niște din alea de carton și ce a putut el să facă. Nu putea să-i tragă apă, da, pentru că nu era intabulată și dezvoltată din punct de vedere legal, juridic, asta, zona. Nu putea să-i facă drum, nu putea să le dea acte de identitate, da? Pentru că la noi domiciliul era legat de act de cetățenie. Și ei erau un no man's land, de fapt erau tolerați. În perioada comunistă, bun, a fost bine, la revedere, nimeni nu întreba, era perioada comunistă. În 90 ne-a izbit realitatea, da? Pentru că ne-am trezit cu foarte multe comunități din astea marginale, care fără infrastructură, fără apă, fără drumuri, fără numere la casă, fără străzi, da, unde oamenii ăia stăteau de o generație, da, aveau copii la rândul lor a doua generație și care erau în ai nimănui. Înțelegeți de fapt de ce sunt situațiile astea? De multe ori, tot pentru că tot statul, prin politicile lui, le-a făcut. Da, și în momentul de față, da, primăria a venit și a zis n-am bani ca să fac intabulare și să fac cadastrare și așa mai departe. Din nou tolerați. Iar el, starea de vulnerabilitate a pauperului, în cazul nostru, e folosită electoral. Pentru că vin eu la Ciprian, care e în situația asta în care are casa ilegală și tot acum, și zic, băi Cipriane, cu mine te-ai înțeles, că ai văzut că eu 20 de ani nu te-am deranjat. Dar dacă vine Ișdvan, contracandidatul meu, ăla te dărâmă, bă. Te dărâmă? Cu mine n-ai treabă, frate. Și atunci ce faci? Votezi sau nu votezi? Da?
Că de asta... de la Ișvan Maștet. Exact. Da. Da? Adică toate lucrurile astea sunt generate de stat și folosite tot de reprezentanții statului în momentul de față. Doar să închei, dacă îmi permiteți, legat de rolul mediei. Da, este foarte important rolul mass media aici. Am observat asta și în timpul pandemiei. Mass media, romii au fost scoși țapii spășitori, dacă vă aduceți aminte. În mass media erau foarte multe atacuri asupra comunității, o învinovățeau că ei sunt cei care răspândesc COVID-ul și așa mai departe. De multe ori, și ce ziceam în prima mea intervenție, presa este oglinda societății. Nu trebuie să blamăm neapărat jurnaliștii, dar e clar că jurnaliștii, dacă ar avea pregătirea necesară, ar ști mai bine să gestioneze astfel de lucruri care pot să inflameze societatea. Nu trebuie să fim alarmiști, nu trebuie să fim senzaționaliști. Din păcate, senzaționalismul este un leitmotiv în presa noastră. Oamenii se uită la lucruri senzaționale, nu interesează lucrurile cu adevărat importante, ci e important senzaționalism. De aici, aici văd eu un lucru foarte important pentru presă, aici văd un lucru, o chestiune foarte importantă legat de organismele care reglementează presa, cum este CNA-ul și poate de ce nu chiar Centrul de Discriminare și Combatere CNCDR-ul. CNCD. Sunt foarte importante aceste organisme, dar în același timp trebuie să fie susținute și de o educare a presei, a jurnaliștilor, a celor adevărați, și aici nu mă refer la influencerii care, nu știu, să vorbim de cei care sunt creatori de modă și își dau cu părerea despre, nu știu, războiul din Ucraina. Nu, este foarte important să știm, să selecționăm de unde ne informăm. Că atunci când citești numele unui un articol și citești numele unui jurnalist, să te poți baza că informațiile nu sunt părtinitoare și sunt corecte și abordează corect problema. Deci e foarte important rolul mass media în toată povestea asta și cu asta am încheiat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Boris! Cred că poți să pornești motorul să se mai încălzească puțin în mașină. Mai avem vreo 8-9 minute, câte 3 minute, vă rog, Istvan, Cezara, Laura și după aceea încheiem în triumfal, așa cum am și început de altfel. Istvan, hai să-ți pornesc microfonul. Acum. Ok, deci super rapid, aș vrea să mă reîntorc la trei dintre spusele lui Gelu. O dată despre Vereș Vătaful, doi despre echitate și trei despre preluarea puterii. Odată, există o nouă, eu citesc multă literatură militară, strategie tactică militară și mai ales insurgență, insurecție. Da, era o doctrină veche care spunea că atunci când apare o insurgență, atunci fie trebuie să-i stârpești, fie trebuie să-i rezolvi problemele. Există o nouă doctrină militară, cam dominantă acum pe planetă, care spune că puterea își dă seama că nu poate să anihileze insurgenții, pentru că apară în altă parte și nici nu vrea să-i absorbe, pentru că atunci se își încârcă o problemă pe care trebuie să o ducă tot timpul spate și așa, să o adreseze. Și, de exemplu, documentele militare ale Israelului, le-am citit, își propun nu să anihileze Hamasul, ci să facă containment. Îi iasă acolo, nu-i putem anihila, nu-i putem rezolva problemele, măcar să-i ținem într-un loc. Și tot la fel se întâmplă și în Nigeria cu șefii de trib care controlează o parte a junglei. Statul nu vrea să-i chilărească. Și acum, în acest sens, pentru mine, Vereș, dragul de el bătrânul, nu era un vătaf, el era un insurgent glorios. Și mă întreb dacă nu cumva îl dura în cot, că pentru Boc și Tișe era tot țigan, cât timp el știa că el merge la negocieri și face fapte. Știi? Și exact așa este și cred că și Kelemen Hunor, care s-a consolat de mult cu faptul că pe el, oricum, pe la spate îi uită Bosgor, dar el face treabă. Știi? Asta una. Doi, apropo de echitate, cred că asta a fost o lecție foarte dură pentru mine. Odată mi-a spus cineva care mi-a tras o țeapă, care a zis, bă, ce Ișvane, tu nu primești ce meriți, tu primești ce negociezi.
Știi? Și a trebuit să țin minte toată viața chestia asta. Da, trebuie capacitate de negocieri și degeaba mergi că eu aș merita asta și drepturile mele. Mereu la o masă se pun oamenii și negociază. Și ce-ți negociezi, aia capeți. Indiferent de că tu ai drepturi de 10 ori mai mari. Ghinion. Na bun. La nivelul Clujului, eu exact această atitudine încerc să cresc, de exemplu, prin Clujul Civic, grupul ăsta de 16.500 de persoane încet. Noi creștem capacitatea de negociere a grupurilor de cetățeni în a genera microinsurecții. Vrem asta în oraș și negociem cu primarul, cu primăria, etc., că vrem să-l avem. Și vrem să codecizionăm, or else, stricăm jocul politic, etc. Nu bun. Și atunci, pentru mine, marea temă este, dacă chiar e o întrebare, dacă comunitatea romă ar putea să aibă capacitate în următoarele 20 de ani, următorii 20 de ani, să nască un fel de Black Panthers, o mișcare de Black Panthers, pentru că, pe partea proastă, văd că romii, din păcate, sunt nevoiți să se ascundă ca etnie. Pe de altă parte, romii sunt mega vizibili ca pătura super vastă a societate, care sunt săraci. Și atunci ar exista o șansă, de exemplu, ca agregări a săracilor, cum este, de exemplu, AUR, de fapt, se poate să poartă vocea lor, pentru că cei de la AUR se prind. Bă, păi aici avem o grămadă de rom. Hai să facem și pentru ei lucruri structural. Și ca dovadă, când mergem în patarât, patarâtenii simpatizează la greu AUR-ul. Și ca atare, pentru mine unul, de exemplu, AUR-ul nu este, vai, ăia răi, oribili, nefrecventabili, ci pentru mine chiar o măsură de justiție poetică, o mega deschidere, și abia aștept să văd ce iese de acolo. Atât am vrut să spun. Mi-ești drag, dar nu împărtășesc cu tine această așteptare, dacă nu e cu supărare. Dar nu știu. În rest, da, pot să înțeleg. Și să știi că s-ar putea să existe în societate ceva foarte bizar care ține, și asta încercăm cumva să și Gelu și cu alții am făcut asta, asocierea dintre AUR și HAUR. Cu Gelu avem de mult și cu Valeriu Nicolae povestea asta. HAUR e versiunea țigănească AUR-ului, ceea ce mi se pare un dezastru la nivelul amplificării discriminării și a prejudecăților. Cezara și Laura, vă rog un cuvânt de încheiere frumos, cum numai voi puteți să ne spuneți. Din păcate, eu nu cred că am cum să fac acest cuvânt de încheiere frumos. Sunt o persoană pragmatică și încercam să trag niște concluzii din toată discuția noastră de o oră și jumătate. Și recunosc că mi-este greu, pentru că având experiențe diferite și perspective diferite, n-am reușit să ne axăm pe un domeniu. Și nici nu cred că de fapt asta era ideea, că vedem din părți diferite. Însă partea cu negociere, îmi pare rău, eu mă uit la patarât și eu nu înțeleg cum patarâtul există lângă un oraș cum este Clujul, unde Clujul are pretenția de o oraș care este universitar, istoric, cultivat, cu o universitate care este în top și singura din România, de multe ori în top de universități la nivel mondial, permite să existe patarâtul așa cum există, sau mai grav spune că nici măcar nu există patarâtul. Și în continuare sunt măsuri peste măsuri care nu fac decât să-i discrimineze pe romii din patarât. Inclusiv propuneri să pună o taxă pe miros urât în mijloace de transport în comun. Sau, deși există condamnare la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru criterii discriminatorii pentru accesarea locuințelor sociale, ele în continuare sunt schimbate de primărie și numai noi i-am dat din nou în judecată pe criterii discriminatorii, pentru că, deși le-au schimbat pe cele pentru care au fost sancționați și pentru care s-au bătut să nu fie sancționați, continuă să facă acest lucru. Iar cu mijloace de transport în comun n-au pus până la urmă miros urât, ci au pus taxă pe haine murdare. Mă scuzați, credeți că va fi sancționat un copil cu haine murdare care s-a jucat în parc? Sau este o măsură care e intenționată către oamenii care poate lucrează în construcții, care nu sunt la un standard economic considerat adecvat, sau de oamenii din patarât care s-ar putea să nu aibă haine curate pentru că nu au cum să aibă haine curate? Eu nu știu care ar fi puterea de negociere în astfel de situație. Revenim la măsuri și când și cum. Adică e din nou, eu cred că e o dezbatere care nici măcar nu e filozofică, despre ce înseamnă partea de rasism și ce înseamnă
puterea și cine are puterea și câte șanse ai sau uneori nu ai nicio șansă. Aici ajungi și la partea de excepționalizare. De ce trebuie să, dacă ești într-o minoritate, să fii excepțional sau să muncești de 3 ori să demonstrezi ce? Ar trebui să fii, să ai o stimă de sine, să fii mândru pentru că existi și să te bucuri cu ceea ce ești, etnia pe care o ai sau disabilitatea pe care o ai. Nu să trebuia să demonstrezi cuiva că ești suficient de bun să ajungi la o normă. Măsuri există. Sunt absolut convinsă că dacă se dă un search pe Google, numai noi, când am făcut pe partea de educație, 80% dintre măsurile propuse de noi pentru a avea o educație nediscriminatorie, pe toate planurile, nu necesitau bani. În continuare, statul român nu investește în educație de calitate și cu atât mai puțin educație nediscriminatorie. Și atunci ajung la partea de asumare politică și de partea de asumare a istoriei. Partea cealaltă, din perspectiva noastră, de ceea ce facem ca organizație, se pot implementa deciziile CEDO, pentru care România este constant sancționată, inclusiv pentru neimplementare, și atunci ai avea și polițiști, și judecători, și procurori care sunt formați. Se pot depolitiza și profesionaliza CNA-ul, apropo de presă, CNCD-ul, care nu își mai fac treaba sau poate nu și-au făcut-o niciodată așa cum trebuie, neavând sancțiuni. Nu poți să provoci asumare. Da. Și sancțiuni pecuniare, până la urmă, inclusiv pe autorități și pe stat. Din moment ce nu mai avem amenințarea, nu mai intrăm în UE, nu mai intrăm în NATO, nu mai facem aia și atunci făceau lucruri măcar pe hârtie. Haideți să-i sancționăm financiar, da? Să-i dăm în judecată. Sunt fan litigare printre alte măsuri de campanie. Ultimul lucru legat de presă. Repet, nu mai suntem în anii 90. Nu mai suntem când eram cu internet pe dial-up. Există acum o grămadă de romi, există site-uri în care se găsesc informații despre istoria romă. Pentru că din păcate ce s-a introdus obligatoriu acum, studiul de caz în manuale de 8-a de istorie, dacă vă uitați cum se prezentate holocaustul și sclavia romilor, veți vedea că în continuare sunt problematice și din contră sunt blamatoare la adresa celor care au fost în holocaust și în sclavie. Deci n-am rezolvat mare lucru. Un simplu search și se va vedea inclusiv pentru presă. Există ghid de cum să vorbești despre dizabilitate în presă. Există ghid despre cum să vorbești despre minorități în presă. Și există ghiduri pentru toate categoriile profesionale. Dar ar trebui să avem acest lucru în primul rând în formarea obligatorie. Și măsuri sunt, trebuie doar dorite a fi implementate. De 30 de ani de zile nu mai inventăm roata și nici nu mai putem să refacem că nu există problemele. Și nu rescriem legile la infinit, la orice lege se mai face o lege și se mai face încă o lege și tot așa. Laura, ultimul cuvânt, te rog, trebuie să închidem pentru că a început de la ora 15, a început cealaltă masă rotundă, aceea despre drepturile persoanelor LGBTQ și protecția vieții private. Te rog, Laura. Da, foarte pe scurt. Înainte de AUR, acesta pe care îl știm cu toții, a existat Alianța pentru Unitatea Romilor. Era acronimul tot AUR cu 2 de R. Deci undeva între AUR și HAUR există și ceva realitate. Da, așa? Dar AUR cu 2 R este un AUR fals. Știi bine. În fine, am vrut doar să amintesc de precursorul acestui AUR, care a fost unul tot de origine romă. Uh-huh. Așa? Despre tot ce s-a vorbit până acum, mie mi-a rămas o idee, și anume acel clișeu că precum educația este cheia. Chiar cred că educația este cheia și din expunerile dumneavoastră a reieșit clar acest lucru, că este necesară educație media, educația diverselor categorii profesionale care influențează sau modelează mentalul colectiv, măcar de aici înainte în modul pe care ne-l dorim cu toții. Cât despre cine să fie acești modelatori de minți, că sunt instituții prestigioase de preț ori influenceri, aș privi puțin foarte pragmatic și ce pot să vă spun eu în calitate de mama unui adolescent de 15 ani este
că influencerii în mod clar au o influență mai puternică asupra tinerilor din ziua de azi decât TVR1, da, Boris. Deci nu este de neglijat și ce și nu doar decât TVR1. Poftim? Nu doar decât TVR1. Da, nu, am spus așa pentru că... Decât mass media clasică, da. Exact, Măcar TVR-ul, e investit, am spus TVR1 pentru o consider reprezentativă la nivel național, adică este televiziunea română, da? Dar în general, mass media... Numai că vreau să punctez aici, spre o deosebire de influenceri, televiziunea publică este un mediu controlat. Exact. Ceea ce pe influencer nu poți să pui bază, să zic așa, din punctul ăsta. E adevărat, e perfect adevărat, dar la fel de adevărat este și faptul că o mai mare vizibilitate și putere de influență asupra copiilor noștri o au influencerii și nu mediul tradițional. Și poate ar fi util să îi privim și pe aceștia și să îi folosim înspre bine. Adică să îi modelăm ca să ne modeleze corect copiii mai departe. Așa este. Bine. Și dacă îmi permis, o singură idee vreau să subliniez aici. Aici este vorba, intrăm pe un teren foarte, foarte delicat a libertății de exprimare. Trebuie să fim foarte atenți. Dar și libertatea de exprimare se educă. Cezara, nu? Exact, dar nu putem să forțăm nota. Da, așa este, dar nu putem să forțăm nota și să interzicem oamenilor să vorbească. Nu. Dacă nu vorbe, dacă nu spun ceea ce credem noi că trebuie să spună, în sensul ăsta. Ce aș vrea să mai amintesc este un program al CJI, Centrul de Jurnalism Independent, care a avut un proiect multianual în care asta făcea, cursuri cu jurnaliști, ca să știe cum să reflecte problema corect din punct de vedere al minorităților sau pe multe alte subiecte. Deci ceva similar cu acel program ar fi mai mult decât binevenit, atât pentru mass media tradițională, cât și pentru new media. Da. În niciun caz nu încurajăm cenzura, scuze că trebuie să răspund asta. Sigur. Evident, susțin libertatea de exprimare și diversitatea de opinii. Voiam să subliniez doar că din perspectiva mea rasismul e o problemă românească, nu o problemă a romilor. Asta de fapt voiam să subliniez. Nu, și să știți, apropo de toată această discuție, am văzut, apropo de discursul extremist de bună oară, în țările occidentale, în mediul francez se discută același lucru. Nu poți să interzici cuiva să se exprime, dar poți să-i limitezi tehnic, pragurile de vizibilitate. Adică poți să ceri, de exemplu, YouTube să nu promoveze sau poți să ceri cu tărei platforme să nu promoveze acel tip de discurs prin petiții publice și așa mai departe. Adică nu avem de a face cu... Ideea nu este... E o diferență între libertatea de exprimare și publicul căruia te adresezi. Ei, între libertatea de exprimare și publicul căruia te adresezi, poți să creezi filtre, care să fie filtre democratice, filtre de competență, de calitatea limbajului și așa mai departe. Da, nu este un subiect mult prea vast. Sigur, pe care nici nu mai putem deschide acum. Exact. Nu mai putem deschide. Eu aș vrea să vă mulțumesc tuturor că ați fost aici. Noi o să reținem din această discuție mai multe idei pe care le preluăm și vrem să le transformăm într-o mică minută acestei întâlniri. Vom reveni cu siguranță către dumneavoastră. Vrem să desfășurăm încă astfel de acțiuni mai aplicate, inclusiv pe comunități. Cum bine a spus Cezara, eu trec zilnic prin Patarâț și mă minunez în fiecare zi de 4 ani cum poate să existe așa ceva, da? De ce există? De ce există? Nu mai spun despre ce e acolo. De ce există așa ceva? Da? István, nici el nu cred că are un răspuns, sau poate că l-are, dar el măcar face ceva ca să nu existe sau să nu existe atât de groaznic, da? Ca asta avem atâtea multe alte situații în România și avem atâtea multe cazuri. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, fiecare acolo unde sunteți, Ișoan în Patarât, Cezara la
unde lucrează în cele două organizații, Laura de asemenea și Boris pentru televiziune. Ne revedem în alte formate. Vă mulțumesc încă o dată. O după amiază plăcută și pe foarte curând, sper. La revedere. La revedere. Ciao. La revedere. Ciao.